festival Solidaritate, Egalitate, Pace este mai mult decât o tabără de vară. Este o șansă de integrare a 500 de copii din grupurile vulnerabile în viața socială, educațională și culturală a Republicii Moldova. Copii refugiați din Ucraina, copii cu nevoi speciale, copii din familii vulnerabile sau copii din familiile minoritare vor petrece o vară de vizit la bibliotecă și vor stabili aici relații durabile, iar împreună vor promova pacea. Pe parcursul a 12 săptămâni de vară, copiii vor obține noi competențe și abilități de viață. Vor avea ocazia zilnic să petreacă sportul și să promoveze un mod de viață sănătos. Să meargă în cele mai interesante excursii, să învețe limba engleză și română, să asiste la ore de sănătate și igienă. Vor avea parte de ateliere de creație și gătit, ore de muzică, jocuri, întâlniri cu personalități și, desigur, consiliere psihologică. Noi aici la tabără vorbim în română, на українській мові, на русском языке, English, француз, по-польську, турчо ділінде, на білоруська мова.